proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020, beneficiar compania de apă Someș S.A. Obiectiv, îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj. Valoarea totală a proiectului 1.966.820.897,75 de lei. Valoarea cofinanțării Uniunii Europene 1.285.479.804,62 de lei. Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Neconvențional. Invitații emisiunii de azi sunt domnul Victor Lucian Croitoru, director relații publice din cadrul companiei de apă Someș S.A. Bine ați revenit, domnule director Lucian Croitoru. Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe sălăjeni. Și domnul Marcel Zaharia, directorul sucursalei Sălaj al companiei de apă Someș. Bine ați revenit, domnule director. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Doamnelor și domnilor, această emisiune este posibilă cu finanțare dintr-un proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Subiectul pe care îl vom dezbate azi este legat de utilizarea rațională a apei și efectele la secetă ca urmare a derulării acestui proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020. Domnule Victor Lucian Croitoru, spuneți-ne care este efectul secetei pedologice asupra necesarului de apă și de ce ar trebui să utilizăm rațional apa? Da, inclusiv în acest proiect major pe care noi îl derulăm acum în valoare de peste 400 de milioane de euro, noi am devenit conștienți și în urma experienței activității noastre de efectele schimbărilor climatice care au loc în ultimii ani, atât asupra alimentării cu apă, cât și asupra părții de canalizare de mediu. Am contractat chiar un studiu de evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra infrastructurii și studiu care să ne dea și niște recomandări cum am putea adecva infrastructura la efectele anticipate viitoare ale acestor schimbări climatice. Una din efectele acestor schimbări climatice este și apariția anuală a mai multor perioade, spre deosebire de perioadele anterioare, anilor precedenți, apar mai multe perioade într-un an în care se cumulează secetă și caniculă. Nu doar secetă, dar cel mai important și caniculă. Realizarea aducțiunii de la Cluj la Sălaj, respectiv construirea și mai ales extinderea unui sistem regional integrat, adică care să asigure alimentarea cu apă dintr-o sursă unică, care să nu fie afectată de efectele schimbărilor climatice a secetei, este de aceea foarte importantă prin această aducțiune în principal cu ramificațiile ei. Din păcate, sistemele de alimentare cu apă sunt proiectate după niște normative care să asigure consumul zilnic, inclusiv consumul maxim zilnic al utilizatorilor, în condițiile în care apa potabilă este utilizată strict pentru nevoile gospodărești. Sigur, vorbim aici și de industrie, este luată în calcul de economie în general, comerț și așa mai departe. Dar aceste norme de proiectare a rețelelor de apă nu iau în calcul utilizarea apei de către populație în alte scopuri decât cele strict gospodărești. Astfel încât perioadele de secetă, de caniculă, pot avea două efecte sau două categorii de efecte. În primul rând, au impact direct asupra localităților care sunt alimentate din surse locale. Puțuri, apă de adâncime, dintr-un pârâu sau așa mai departe, fenomen întâlnit în particular în zona rurală.
Este evident că aceste puțuri pe care au fost realizate de către autoritățile locale, noi le-am preluat, le gestionăm, încercăm să creștem debitele prin diverse investiții, debitele la sursă, dar este clar că prin efectul cumulativ al secetei și canicule, respectiv prin creșterea masivă a consumului la utilizatorii din zona rurală pentru alte scopuri decât pentru cele strict casnice, adică pentru grădinărit, mica agricultură și așa mai departe, sistemul devine ocazional supra-solicitat. Și de aceea, în cadrul campaniilor noastre de informare, de conștientizare, noi am apelat la principiul, la sentimentul de solidaritate socială, adică acei locuitori, utilizatori din zona rurală, care utilizează apa pentru alte scopuri decât strict pentru scopurile gospodărești, să înțeleagă că poate alți utilizatori în amonte de ei, mai sus de ei pe aceeași rețea, pot rămâne fără apă, inclusiv pentru nevoile de bază. Deci, sigur, asta, efectele secetei sunt doar o parte din gama de fenomene care afectează funcționarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare. Ploile torențiale, oricât ar părea de ciudat, nici ele nu ajută la alimentarea cu apă în bune condiții. Viteza de curgere a ploii pe suprafața terenului la o ploaie torențială este de așa de mare încât nu permite infiltrarea apei și astfel îmbogățirea, reîmbogățirea, completarea stratului freatic care alimentează acele surse de apă care deservesc localități deservite de astfel de surse locale. Deci o înlănțuire întreagă de fenomene și de efecte pe care le generează și care se pot traduce, așa cum din păcate s-a întâmplat și anul trecut, atât în județul Cluj, cât și în județul Sălaj, de a fi nevoiți să apelăm fie la programe de zilnice de alimentare cu apă, funcție de disponibilitatea la sursă, fie de întreruperi pentru perioade orare cât mai scurte a furnizării apei, ceea ce nu este de dorit pentru nimeni. Iată așadar, doamnelor și domnilor, că utilizarea rațională a apei este o obligație pe care fiecare dintre noi o avem, pentru că nu-i așa, această resursă este limitată și în situațiile descrise de domnul director Victor Lucian Croitoru, este absolut normal ca fiecare consumator să contribuie la utilizarea rațională a rezervei de apă de care comunitatea dispune. Spuneți-mi, vă rog, domnule Marcel Zaharia, director al sucursalei Sălaj a companiei de apă Someș S.A., cum a fost afectată în ultimii ani aria deservită la noi în județ, în Sălaj, de schimbările climatice? În particular mă refer la caniculă și secetă, pentru că acestea, așa cum spunea și domnul Lucian Croitoru, se îmbină oarecum. În județul Sălaj, compania de apă Someș are în exploatare mai multe surse, din care cea mai importantă rămâne în continuare sursa Vârșolț, lacul de acumulare. Mai avem încă o sursă de suprafață din râul Barcău, precum și alte multe surse punctuale care sunt izvoare sau puțuri pe care autoritățile locale le-au dezvoltat în perioada 2001-2020. Despre lacul Vârșolț aș dori să vă spun că caracteristicile acestuia, acesta a fost pus în funcțiune în anul 1979. Amplasamentul acesta este pe râul Crazna, în sudul comunei Vârșolț, are o capacitate instalată de 320 de litri pe secundă. Este asigurată o zonă de protecție sanitară în zona captării de la lacul Vârșolț, însă are vulnerabilități la poluarea care există pe râul Crazna și la fenomenul de eutrofizare, înflorirea vegetației din lacul Vârșolț. Apa din lac este preluată printr-un sistem de conducte în stația de tratare Vârșolț,
iar după tratare este distribuită în sistemul zonal Zalău și Mleu-Silvanii. Sistemul Zalău și Mleu-Silvanii este împărțit în două subsisteme, Zalău cu comunele Hereclean, Bocșa, Crișeni, Mirșid. În viitor, din această conductă va fi alimentată și comuna Șamșud. De asemenea, am făcut o extindere de rețea din zona Sălăjeni până în localitățile Lompirt și Ilișua. Subsistemul zonal Șimleu Silvaniei cuprinde Șimleu Silvaniei și comunele Vârșolț și Pericei, inclusiv localitățile Bădăcini și Sici. Aș dori să spun că stația de tratare Vârșolț a fost reabilitată prin Programul Operațional Sectorial Mediu în perioada 2008-2013, cu impact în asigurarea unei ape de calitate conform legislației în vigoare pentru zona deservită. De asemenea, în aceeași perioadă s-au efectuat lucrări de punere în siguranță a lacului, supraînălțarea digului, curățarea văii Craznei și decolmatarea acestui lac. Deci, în principiu, din punct de vedere al calității și al cantității de apă, Sălajul are în sursa Vârșolț în continuare o anumită siguranță. Însă, datorită schimbărilor climatice și a fenomenului de eutrofizare, este greu de anticipat cum vor evolua parametrii calitative a apei din lac. Și aici ar dori să precizez că afluentul principal, râul Crazna, și cu pârâurile care îl alimentează, au debite instabile. Depind foarte mult de condițiile meteorologice, astfel încât, exact cum spuneam, datorită schimbărilor climatice, debitul de apă din lac este greu de anticipat, calitatea apei de asemenea și gradul de poluare, fenomenul de eutrofizare care se dezvoltă în continuu. De asemenea, nu putem anticipa gradul de colmatare a lacului. În continuare, aș dori să spun despre cealaltă surse, sursa Barcău. Nu sunt probleme deosebite, alimentăm comunele Nușfalău, Boghiș și Ip din acea sursă. Sursa Sălsig alimentează localitatea Cehul Silvaniei și comunele Dobrin și Sălățig. Și sursa Jibou, care este alimentată din puțurile din zona Someș-Odorhei. Cele două sisteme, de la Cehu și de la Jibou, au fost și ele reabilitate prin Programul Operațional Sectorial Mediu, astfel încât în momentul de față asigură apă la parametri cantitativ și calitativ în mod corespunzător. Ce alte sisteme din județul Sălaj, surse pe care noi le administrăm, sunt, dacă începem din zona Jibou înspre est, Brona, Husia, Letca, Lozna, Răstoci, Ileanda, Rus, Gâlgău, Poiana Blenchi, în zona centrală și de vest a județului, administrăm sistemele la Sărmășag, Camăr, Crazna, zona Românaș, Treznea, Agriș, fiecare cu sursele lor. De asemenea, pentru localitatea Zalău avem și satul Stâna, care are sursa lui proprie. Toate acestea în timp, în urma schimbărilor climatice, au suferit transformări și într-adevăr am constatat în ultimii ani scăderi de debite în perioada caniculară în mod special. Cum este și firesc de altfel, pentru că așa cum explica și domnul Lucian Croitoru anterior, în aceste perioade de caniculă apa este folosită în mod special în mediul rural și nu numai.
Și la alte activități, cum ar fi grădinăritul, zootehnia și altele, așa că este oarecum firesc ca în perioadele de caniculă să existe anumite sincope. Spuneți-ne... Aș dori să fac o precizare. Zonele vulnerabile, într-adevăr, la noi în județ sunt cele din zona Văii Someșului și aici aș enumera Letca, Lozna, Ileanda, Răstoci, Gâlgău, Poiana Blenchi, zona Românașa, Griș, chiar și Sărmășag. Ele sunt cele care au suferit în cursul anilor trecuți și în special în perioada de vară. Este întrebarea pe care mă pregăteam să vă pun, domnule director Marcel Zaharia, nu înainte însă de a-l întreba pe domnul director Victor Lucian Croitoru, de ce s-a luat decizia de racordare a consumatorilor din Sălaj la sursa de apă de la Tarnița? Da, trebuie să reamintesc că demersurile noastre ale Companiei de Apă Someș de a alimenta Sălajul din sursa Clujului antedatează cu mult înființarea operatorului regional și preluarea Sălajului în area noastră de operare. Încă din 2002 noi am încercat din solidaritate și pe atunci Sălajul avea o problemă semnificativă de alimentare cu apă. La data preluării județului Sălaj, vă reamintesc, asta era 1 iulie 2006, 3 din cele 4 orașe din județul Sălaj aveau program zilnic de alimentare cu apă, deci cu totul neacceptabil, inacceptabil pentru noi. Noi am rezolvat problemele acestea într-un an de zile cu un program de investiții de mai mică anvergură, Santidu, pe vremea aceea, 2005-2008. Ei, rațiunile sunt multiple, dar principala rațiune este faptul că un sistem centralizat, un sistem regional centralizat, asigură o siguranță în fața efectelor prezente și anticipate ale schimbărilor climatice care afectează sursele locale în particular. Această aducțiune va elimina vulnerabilitatea alimentării Zalăului, a Șimleului, a celorlalte orașe, dar în principal acum vorbiți de Zalău și Șimleu Silvaniei, de problemele menționate de colegul meu cu privire la lacul Vârșolț, va elimina vulnerabilitatea alimentării Zalăului de starea aducțiunii Vârșolț-Zalău și mai ales va elimina aceste vulnerabilități ale localităților în prezent deservite de surse locale, de efectele fie a ploilor torențiale, fie a înghețului, fie a secetei și caniculei și astfel încât să îndeplinim acest obiectiv al nostru și de conformare, dar și de suflet, alimentarea în condiții de continuitate și calitate a calității atât a serviciului cât și a apei pe toți utilizatorii din județele Cluj și Sălaj la standarde egale. Nu este posibil să avem locuitori dintr-o zonă rurală sau din județul Sălaj altfel, cărora să li se asigure altfel de condiții, poate mai intermitente de furnizare decât celor din Cluj-Napoca sau din orice altă zonă a ariei deservite de noi. Iată așadar explicația domnului director Victor Lucian Croitoru, care ne spune că în scopul de a avea toți consumatorii aceleași drepturi, s-a luat această decizie de alimentare a consumatorilor din Sălaj, din sursa de apă de la Tarnița, în mod special pentru a evita discontinuitățile în furnizarea apei potabile. Domnule Marcel Zaharia, revin la dumneavoastră și vă întreb dacă în acest moment, fără investiția pe care Compania de Apă Someș S.A. o face prin Programul Operațional de Infrastructură Mare, sunt probleme sau este deja asigurat necesarul de apă pentru județul Sălaj? Făceați o precizare anterior legată de câteva comunități. În momentul de față, alimentarea cu apă potabilă în județul Sălaj se desfășoară în condiții normale și, după cum spuneam la intervenția anterioară, sistemul de servit de lacul Vârșolț funcționează normal. De asemenea,
zona alimentată din râul Barcău funcționează în condiții normale. Precizam aici sistemele alimentate din zona Sălsig și Someș-Odorhei, respectiv Cehu, Silvanie și Jibou, de asemenea beneficiază de alimentare cu apă în condiții bune, nu sunt probleme deosebite. Mai mult, toate sistemele din județul Sălaj care sunt în exploatarea companiei de apă, în condiții normale, și am să intervin aici, în condiții normale sunt asigurate debitele și calitatea necesare pentru clienții noștri. Într-adevăr, datorită schimbărilor climatice s-a constatat o scădere a debitelor la surse în general și în perioada caniculară, în perioada de vară, în special în zonele rurale, clienții noștri au un supraconsum datorat utilizării apei în agricultură, în zootehnie. Aici am fost nevoiți, într-adevăr, în perioada de vară să restricționăm programul de alimentare cu apă și zonele cele mai vulnerabile sunt în zona Văii Someșului, comunele Letca, Lozna, Ileanda, Brăstoci, Rus, Gâlgău, am avut probleme la Românaș, la Sărmășag, la Grij. Toate acestea, în toate aceste zone am fost nevoiți să furnizăm într-adevăr apă la program. Până la implementarea proiectului major de alimentare cu apă din aducțiunea de la Cluj, datoria noastră este să asigurăm servicii de calitate pentru toți consumatorii noștri. Pe lângă faptul că debitele sunt scăzute datorită schimbărilor climatice la surse în perioada de vară, avem zone în care apa este contaminată cu diferiți compuși și am fost nevoiți să instalăm stații de tratare a apei. Am descoperit în apa brută compuși cum ar fi fier, mangan, sulfați, nitriți, nitrați, apă cu duritate crescută în zonele din județul Sălaj. Și aici număr Camăr, Valcău de Jos, Treznea, Românaș. În toate aceste comune am fost nevoiți să instalăm HIDA, am fost nevoiți să instalăm sisteme de tratare, astfel încât calitatea apei la clienți să nu iasă din parametrii prevăzuți de legislația românească. Ce a făcut compania de apă Someș ca în aceste zone vulnerabile să asigurăm în continuare serviciul de alimentare cu apă în condiții normale? În zona comunei Gâlgău, Poiana Blenchi, în urmă cu 5 ani am executat un nou foraj, însă nici acel foraj nu a făcut față după 2 ani. S-a făcut o alimentare cu apă din sistemul Cluj-Dej, astfel la granița județului nostru, între comuna Vad și localitatea Dobrocina. Am executat o conductă de legătură, s-a construit un rezervor care în momentul de față alimentează comuna Gâlgău și sate aparținătoare. Iar pentru comuna Poiana Blenchi am făcut o separare între cele două comune care la un moment dat erau pe același sistem, astfel încât fiecare dintre comuni acum are sistem separat. În cursul anului 2022 vom realiza tot la Dobrocina, în comuna Gâlgău, un nou rezervor, astfel încât rezerva să fie asigurată. În comuna Rus s-a... Îmi cer scuze, acest rezervor este finanțat tot prin acest proiect operațional de infrastructură mare sau este o altă investiție pe care compania de apă Someș S.A. o derulează? Este o altă investiție pe care compania o derulează, așa numitul fond IID, întreținere, înlocuire, dezvoltare. Tot ce vă spun, tot ce enumăr aici, sunt lucrări de investiții pe care le face compania din sursele sale. De asemenea, revin la comuna Rus. S-a extins capacitatea de tratare a stației cu un nou modul, astfel încât avem posibilitatea de alimenta cu debit suplimentar. În
comuna Lozna. S-a practicat un foraj nou, va trebui să instalăm și acolo o stație de tratare suplimentară. În Românaș, în cursul anului 2021, am pus un nou puț în funcțiune astfel încât să asigurăm debitul de apă necesar în perioada de vară. Pentru localitatea Lompir-Tilișua și Sărmășag am făcut o legătură din aducțiunea de la Vârșolț, din zona localității Sălăjeni. De asemenea, vom face o legătură către localitatea Șamșud, care în momentul de față nu beneficiază de apă. Sunt lucrări pe care compania de apă le face tocmai pentru a face față cerințelor clienților noștri. În zona tratare a apei, în comuna Hida, s-a realizat un sistem de tratare a apei pentru eliminarea fierului și sulfaților. În comuna Ileanda s-a realizat de asemenea o stație de tratare și am reparat rezervorul din comună. De asemenea, reparație de rezervor am realizat și la în comuna Sălățig. Toate acestea sunt investiții pe care le face compania de apă Someș, astfel încât să putem asigura clienții noștri de servicii de calitate, indiferent de perioada anului. Îi asigurăm pe toți clienții noștri că îi avem în atenție, iar până se finalizează investiția majoră cu aducțiunea de la Cluj la Sălaj, noi vom face toate eforturile astfel încât serviciul de alimentare cu apă și canalizare să funcționeze normal în județul Sălaj. Iată că, domnilor și domnilor, compania de apă Someș S.A. face continuu investiții pentru a vă asigura o apă, necesarul unei ape de calitate și de a vă asigura un serviciu de canalizare la standarde înalte. Însă, cu toate acestea, este așteptată investiția prin programul operațional de infrastructură mare ca să fie siguri, să fim siguri că necesarul de apă pentru județul Sălaj va fi conform cerințelor populației, conform consumatorilor care cresc, pentru că este firesc să te dezvolți atât ca și comunitate, cât și ca și mediu economic. Doamnelor și domnilor, mulțumindu-le pentru prezența în emisiune domnului director Victor Lucian Croitoru și domnului director Marcel Zaharia, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit și sperăm că aceste informații au reușit să vă aducă în punctul în care să conștientizați cât de importantă este protecția sursei de apă, acestei resurse limitate de care noi dispunem. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020. Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.